Da! Bun găsit la superba emisiune! Cât de tare, vai ce șmecherie facem! Doamne, gata, începe emisiune politic. Nici nu știu cu ce să încep. Breaking news! Simt nevoia oricum să spun treaba asta. Ziare.com. Șoferi drogați, scoși nevinovați de aceleași dispozitive care îi incriminează pe nedrept pe alții. Mamă, ce ai făcut, Bobiță? Polițiști, două puncte, un nou fenomen pe care nu-l putem controla. Adică încă unul pe care nu-l pot controla, în sensul ăsta. Consumul de droguri nu este legal în România. A, nu? A. Însă tot mai mulți tineri cad victime consumului de stupefiante. Păi înseamnă că au de unde să le cumpere. Pericolul se extinde atunci când consumatorii de substanțe psihoactive conduc mașini pe drumurile publice, dar problema este cum îi depistăm cu adevărat pe aceștia. Nu, problema este cum îi găsești pe traficanții de droguri. Că tinerii lupește prăjit, dacă n-ar avea de unde să-și cumpere drogangeli, nu și-ar cumpăra. Și atunci, ideea e că au de unde să-și cumpere. Deci ei se gândesc cum să-i găsească pe drogangiștii de la volan. E bine și asta. Dar cred că mai util, mult mai util, ar fi să găsești sursa drogurilor. Asta cred că ar fi. Dar nu. În România pare că nu interesează totuși foarte mult asta. Ok, n-am nervi. E stupid articol. Nu, n-am. Îi susțin. Asta. Îi susțin pe polițiști. Absolut. Îi susțin. Gata. Ok. Război în Ucraina. Hotnews.ro. Marea Britanie trimite noi ajutoare substanțiale în Ucraina. Pelosi îi cere lui Blinken să declare Rusia stat terorist. Absolut. Absolut. Kremlinul vrea referendumuri în teritoriile ocupate până pe 15 septembrie. Nu comentez, Doamne ferește. De ce news? De ce? Uai! De ce news? Nebunie cu criptomonedele. No, ăsta e subiectul principal de la De ce news, adică principal. Da, ăla care se deschide site-ul. Analistul Adrian Mitroi vine cu un sfat pentru cine vrea să investească în acestea. Totuși să investești în monede. Nu ați mai auzit de așa ceva, de investiția în monede? Leonardo Badea, viceguvernator BNR, și-a exprimat opinia despre mirajul criptoactivelor. El scrie despre cum, în ciuda inovării din... Aoleu, e polilogie? Adică e ceva mult așa și e o compunere? Că n-am nerv să citesc subit. Cum? Așa numita criptomonedă merită repetată, este o formă exclusiv digitală de plată și o metodă de stocare a valorii. Ea nu are... Nu, am crezut că e ceva interesant. Nu. Întregul text poate fi consultat aici. A, deci nu e aici tot textul, e mai lung? Doamne, îl susțin pe domnul Badea, vă dați seama. Îl susțin domnul Leonardo Badea, dar n-am cum să citesc acum asta. Deci nu, n-am. Cum? Hai să vedem ce spune analistul Adrian Mitoi. Deprecierea portofoliilor în criptomonede este între 50 și 70%. Nu recomand sub nicio formă, pentru că orice pierdere de capital este extrem de greu de recuperat, e în regulă. Stimați cetățeni, foarte pe scurt, ce se va întâmpla cu Bitcoin-ul în perioada următoare? Știu că e un subiect atât de important pentru unii, foarte agresiv, aproape ca niște sectanți sunt, ăștia bitcoiniștii, ca niște sectanți sunt. Așa sunt. Să vă spun ce se va întâmpla cu Bitcoin-ul, am aroganța să formulez astfel, vă spun ce se va întâmpla cu Bitcoin-ul. De ce? Că până acum am zis întocmai și la timp. Vă spun ce se va întâmpla. Deci, spre entuziasmul ăstora, care cred că se vor îmbogăți, se va duce la undeva la 25.500, e 23.000 acum, de dolari. Hai să zicem că ar mai exista o foarte, foarte mică șansă, extrem de mică. Practic zero, dar nu e chiar zero. Să ajungă la 28.000, dar foarte mică, după care se va duce sub 12.000. Asta vă spun ce se va întâmpla ca să nu avem vorbe la proces. Vedem dacă am avut din nou, cum ar veni, dreptate sau nu. Cred că 99,99% sunt sigur că am dreptate. Banca Centrală Europeană a majorat dobânzile pentru prima dată în 11 ani. Oh, și a majorat cu 0,5 puncte din alea. Doamne! 50 de puncte din alea, de fapt. Adică 0,5%. Ceva. Deci doamna Lagarde, cred că s-a prins și dânsa. Bă, nene, deci e nasol? Da. I-a luat mult, dar și când a ridicat... Pucu. Nu ia dracu cu inflația. Și mulți se vor entuziasma pentru că am văzut că noua religie în lumea civilizată e aproape ca o religie. Este optimismul. Deci este optimismul.
Adică, domne, hai că nu o fi dracu chiar atât de negru, haideți că gata, asta a fost. Nu, nu asta a fost. Și chiar dacă, nu știu, luna viitoare, să zicem, inflația va fi poate puțin mai mică decât luna asta, de exemplu, și în România, care exista în România, și în America, să zicem, adică și dintr-o dată, hai că gata, nu, absolut nu. Deci inflația nu pleacă și nu s-a atins maxim, nici pe departe. Chiar dacă poate, zic și eu, poate, luna viitoare poate va fi cu un piculic mai mică decât și eu. Hai mă, gata mă, s-a trecut ce-i... Nu, n-a trecut ce-i mai rău. Ce-i mai rău de-abia urmează. Și urmează foarte rău, mult mai rău decât este acum. Susțin, trecem mai departe în frumoasa emisiune. Adrian Căciu, ministrul de finanțe, spune că pensiile speciale vor fi impozitate. Vai de mine! Când analiza, m-am săturat de harneala asta, cum vor fi alea impozitate, și de aud de când eram mic, m-am săturat. Când analiza va fi finalizată, ea va fi prezentată coaliției cu toată argumentația. Bravo, foarte bine, susțin. E în regulă. Mai departe. Ministrul Muncii amenință, asta îmi place, ministrul Muncii amenință, că va bloca PNRR. Oh, cât de tare! Ce-a face? Nu voi semna condiționarea ca pensiile să nu depășească 9,4% din PIB. Da, și eu zic, să fie 58% din PIB, zic. Mi se pare, păi scrii pe hârtie și după aia, poc, ce, tipurești bani, dar ce ai făcut, bobiță, ești Dumnezeu? Ministrul Muncii Marius Budea anunța joi că nu va semna pentru condiționarea ca totalul pensiilor să nu depășească 9,4% din PIB. Guvernul României nu trebuie să accepte condiționarea power to the people ca totalul pensiilor să nu depășească. Eu nu sunt de acord să semnez așa ceva. România are peste 4 milioane de lucrători în Uniunea Europeană. Acei lucrători au fost pregătiți de statul român. Acei lucrători acum contribuie la PIB-ul Uniunii Europene. Prin urmare, ei ajută economiile europene prin banii pe care îi plătesc acolo. A scris joi pe Facebook Marius Budei. Păi, nene. Hei! Așa da! De oameni ca domnul Budăi avem, domne, mână forte, domne. Domne, oameni care ține cu poporul. Asta e. Ține cu poporul. Superb. Îl susțin și eu. Domnul Budăi. Bravo, domne. Ziceți-le, domne, și domne, dați, domne, cu pumnul în masă, domne. Foarte. Așa da. Trecem mai departe. Economistul șef al Bloomberg, Jesus, avertizează, știri pe surse. România într-un top al țărilor în cel mai mare pericol de faliment. 1, 2, 3 și... Cum? România se află pe locul 30 într-un top publicat de Ziad Daoud, economistul șef al Bloomberg pentru economiile emergente. Ne-a jurat? Că ne-a făcut emergentă. Ne-a zis, economia voastră emergentă. Aoleu! Care se referă la pericolul de faliment al țărilor emergente. Păi cum mă că... Nu știu, CFR european a anunțat că noi o să avem creștere economică. Păi, aia totuși delir total. Bun, susțin. Cum? Ce o să avem noi, mă? Creștere economică? Nu, nu. Susțin. Bun, ăsta zice că avem pericol de faliment. Mă, hotărâți-vă puțin. Adică, putem să ne organizăm un pic? Zice, deși are un PIB de 250 de miliarde de dolari, de cât, mă? De cât? Cât? România se află în topul citat într-un pericol de faliment default, în termenii economiștilor, mai mare decât Irakul. Potrivit datelor autorului care include estimări ale FMI și un index Bloomberg. Bun, în sfârșit, deci, haideți să nu... Eu zic să fim optimiști, asta e, să fim optimiști, ce mai greu a trecut, totul e spre... Ce ai făcut, mă, că nu ne doare gura? Sus!